Mitropolia Ardealului anunță scoaterea la concurs a postului de preot militar la Centrul de Perfecționare a Infanteriei Constantin Brâncoveanu, din Făgăraș. Dosarele se pot depune în perioada 13 octombrie-5 noiembrie 2021. Potrivit reglementărilor Sfântului Sinod, ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca pentru fiecare post vacant să existe cel puțin doi candidați. Aceștia trebuie să fie preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de teologie pastorală cu media minim 8,50 și vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă. Pentru constituirea dosarelor de candidare și acordarea binecuvântării de participare la examen se vor putea depune următoarele documente: binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant, binecuvântarea și recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul, cerere de înscriere la concurs, copii după actele de studiu, copii după actul de identitate, fișă personală eliberată de eparhie, cazier judiciar, fișă medicală tip recrutare, curriculum vitae, adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă, memoriu de activitate vizat de protoierie, certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel mediu și certificat de competență operare pe calculator. Depunerea dosarelor se face personal la sediul sectorului social filantropic al administrației patriarhale la adresa din București. Concursul se va organiza în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscriere.